Sensul giratoriu din cartierul 23 August este unul dintre cele mai vechi din Buzău. În urmă cu câțiva ani, aici a fost amenajat un părculeț în care oamenii din zonă își petrec timpul liber. Pentru a ajunge însă în parc, oamenii sunt nevoiți să încalce regulile de circulație și să-și pună viața în pericol. Pe cât este de frumos rondul din cartierul 23 August, pe atât este de periculos. Nu există nicio trecere de pietoni, iar oamenii, ca să ajungă în părculeț, își pun viața în pericol. Fie riscă să fie loviți de o mașină, fie riscă o amendă primită din partea polițiștilor pentru că traversează prin loc nepermis. Oamenii sunt conștienți că încalcă legea, dar, cum altă soluție nu există, se asigură de mai multe ori înainte de a traversa. Ia spuneți-mi, care este modalitatea de a ajunge în părculețul acesta? Păi eu merg numai pe jos, pe jos viu. Nu stau din departe și îmi place aerul de aici. Știți de ce vă întreb? Nu există nicio trecere de pietoni ca să puteți ajunge aici. Aveți dreptate, eu acolo trebuie să stau pe loc, mă uit în stânga, în dreapta, ca să, să mă lovesc cu vreo mașină. Da, aveți dreptate, așa este, da. Ca să nu mai spun că există riscul să luați o amendă. Da, și asta se poate, da, da. Asta, dacă n-ai trecere de pietoni, trebuie să te duci, unde te duci să treci? Pe trecere de pietoni. Că n-ai pe unde, că nu e în loc în jurul lui. Eu n-am văzut. Ați traversat? Da. Pe unde ați traversat? Pe șosea, fără treceri de pietoni. Nu sunt treceri de pietoni. Da. Nu există nicio trecere de pietoni aici. Chiar am fugit un pic ca să nu ne lovească mașina. Să nu mai spun că există și riscul să luați amendă. Posibil. Bineînțeles. E un loc superb și totuși nu se poate ajunge în el, potrivit legii. Da, dacă ar fi după lege, ar trebui să venim cu elicopterul, cred. Spuneți-mi, cum ați ajuns aici? Pe unde ați luat? Nu, stau aici în cartier și aștept să treacă mașina. Eu vin cu asta mică în fiecare seară aici la locul de joacă, dar e greu. Așteptam să treacă mașina, o iau de mânuță. Nu există nicio trecere de pietoni. Nu. Aici nu există decât atenție. Și dacă e poliția prin zonă și luați amendă? Ar fi îndreptățit să vă amendeze având în vedere că nu există nicio trecere de pietoni? Eu cred că nu, că ei ar trebui să gândească în primul rând la problema asta și mai ales că aici vin copii, seara de seară vin copii și se joacă și... M-ați traversat. Pe unde nu trebuie. Pe unde ar trebui? Păi nu e trecere de pietoni, vedeți pe undeva, eu nu văd. Deci asta e. Trecem și noi pe unde putem. Dacă ar fi fost un polițist, ar fi fost îndreptățit să vă amendeze având în vedere că nu e trecere de pietoni? Da. Găseam un motiv, nu? Ca urmare a sesizării reporterilor Campus TV, polițiștii au promis că vor căuta soluții pentru ca în zona respectivă să fie amenajată o trecere de pietoni. În cadrul Comisiei de Siguranță Rutieră de la nivelul Primăriei Municipiului Buzău se va analiza reconfigurarea intersecției străzilor Caraiman cu Oltului. Din zona rondului din 23 august se pleacă adesea în proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Totuși, până acum, nimeni nu a sesizat că în zonă există o problemă.